Ora 15, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici pe B1 TV. Este ziua în care am aflat când vom vota în această toamnă-iarnă. 3 săptămâni cu runde consecutive de alegeri. Votăm la final de noiembrie, în primul tur al prezidențialelor. De ziua națională însă au pus alegerile parlamentare, iar pe 8 decembrie al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Interesant cum, atunci când a fost vorba de locale și europarlamentare, costa organizarea alegerilor, așa că ele trebuiau comasate. Ei bine, acum nu mai costă, acum putem să facem așa 3 săptămâni consecutive și de ziua națională. Asta e chiar o adevărată golănie, să pui alegerile astea parlamentare de ziua națională sau să-i pui pe români de ziua națională să meargă la vot. Cam ăsta e respectul. Acum, sigur, dacă domnul Ciolacu și-a bifat democrația cu șoșoacă, e altă discuție. Iar liberalii, nu am înțeles exact dacă sunt mulțumiți sau nu de acest calendar, problema e că spun că la anul vor guverna tot împreună cu PSD-ul. Păi cum? Și până acum de ce ne-am certat? Că n-am înțeles. O să vorbim în emisiunea de astăzi și despre ce se întâmplă cu pesticidele ilegale care tot intră în România. E vorba de o travă în mâncarea pe care o consumăm cu toții, o găsim în magazine sau o consumăm din restaurante. Au fost depistate niște cantități uriașe la intrarea în România, o să discutăm și despre asta, dar și despre ce se întâmplă cu economia mondială, pentru că vin avertizmente de pe bursele americane, e posibil să asistăm la o criză mai puternică decât în 2008. Casa Națională de Pensii vine cu un comunicat în care explică ce se întâmplă cu deciziile acelea care taie pensiile înainte de recalculare și avem oficial informația că între 15 și 31 august abia vor ajunge deciziile de recalculare. Începem! Invitații mei și ai dumneavoastră de la această primă oră, printr-o legătură telefonică directă, analistul politic Bogdan Chiriac, jurnalist de CNews. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Chiriac. Domnule, doamna Constantin. De asemenea, domnul eurodeputat Gheorghe Falcă, din partea Partidului Național Liberal. Mulțumesc foarte mult, domnule Falcă. Bună din partea Partidului Social Democrat, Florian Bodoc, senator PSD și fost ministru al Sănătății. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Mi se alătură senatoarea USR Silvia Dinică, mulțumesc foarte mult, și analistul economic Adrian Negrescu, mulțumesc mult, Adi. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule Chiriac, s-a ajuns așadar la o înțelegere pe calendarul alegerilor, votăm pe 24 noiembrie, 1 decembrie și 8 decembrie. Pe cine avantajează acest calendar al alegerilor? În capul locului vor fi avantajate partidele ai căror candidați intră în turul al doilea. Deci avem prima rundă la prezidențiale 24 noiembrie, partidele ai căror candidați vor intra în turul 2 pentru 8 decembrie vor fi avantajate la alegerile din 1. De asemenea, cred că prezența la vot va fi redusă, fiindcă în lunea de după duminica alegerilor, după cum știți, nu vor funcționa școlile, că n-au cum să vină copiii la școală. Ceea ce înseamnă că în mediul public, care oricum era obișnuit cu mini-vacanța de Sfântul Andrei și ziua națională 1 decembrie, își vor lua face punte. Vor fi plecați din marile orașe, cel puțin. Deci, în plus, pe lângă toate astea, ni se mai spunea că s-au comasat alegerile, vezi, Doamne, din grijă pentru noi, pentru poporul muncitor, fiindcă intervine oboseala alegătorului. Dar acum că sunt 3 duminici la rând în alegeri, nu mai e nicio oboseală alegătorului. Și în sfârșit, nu în ultimul rând, doamna Constantin, să vedem dacă lucrurile rămân așa. Că cine știe ce mai visează PNL-ul și să mai modifică o dată data alegerilor. Dar despre candidaturi lucrurile sunt certe, domnule Chiriac, pentru că astăzi, în discuții informale, premierul Ciolacu a zis că dacă va candida, va candida în noiembrie și nu e încă sigur. Deci, cred că nimeni nu are candidatura sigură în acest moment. Poate doar domnul Simion și doamna Lasconi. Dar candidaturile pe PSD și PNL putem doar să le anticipăm noi, să considerăm că președinții celor două partide vor fi și candidații la prezidențiale. În plus, să ia în piept coaliția de la Palatul Victoria, va lua în piept toată fierbânțeala toamnei. Situația economică este încordată, căci este încordată.
majorări de taxe și impozite, majorarea forțată a salariului minim pentru ca statul să încaseze mai multe taxe și impozite, majorarea de pensii care nu este acoperită de productivitatea muncii, de resursele țării, deficitul bugetar uriaș, vor fi grevele din toamnă, din luna octombrie, în mod tradițional. Deci situația este extrem de complicată și totul pur și simplu urmare a dorinței președintelui Klaus Iohannis, care nu și-a găsit serviciu și care a spus, ei bine, atunci faceți alegerile altădată. Da, asta am zis și eu, dar nu vor să confirme niciunul dintre partide. Mulțumesc mult, Bogdan Chiriac, pentru participare. Domnule Bodoc, ce a vrut să spună din nou domnul Ciolacu despre candidatura sa, exprimându-se la maniera asta, nu știu sigur dacă voi candida, voi candida în noiembrie. Păi în noiembrie sunt și aceste alegeri prezidențiale, vedem. Decizia, așa cum știm cu toții, decizia este a partidului. Și în situația în care vor exista mai mulți colegi care doresc să-și exprime această opțiune de a candida, opțiunile vor fi luate în calcul. Cred că asta este ceea ce a dorit să spună domnul președinte Ciolacu și cred că practic așa se va și proceda. Acum știm când vor fi alegerile, putem să ne facem un grafic exact al activităților până la momentul la care se declanșează campania electorală și atunci în partid se va avea loc o discuție la nivelul organelor de conducere. Nu știu dacă birou sau se va merge până la congres și în funcție de asta, în funcție de dorințele celor care doresc sau nu să candideze la prezidențiale, se va lua o decizie. Da, domnule Falcă, sunteți mulțumiți de cum a ieșit acum calendarul alegerilor? Pentru că a fost o întreagă epopee în interiorul coaliției. Eu am spus în urmă cu o săptămână că a noastră coaliție națională între PNL și PSD o să găsească o soluție rațională, pentru că era foarte greu ca în septembrie să ai alegeri prezidențiale, era foarte greu să umbli pe plajă, pe munți, să găsești electoratul care majoritatea este în concediu, să poți să faci o campanie corectă. Mai mult de atât, în momentul în care sunt apropiate alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare, poți vorbi și de un program de guvernare, poți să vorbești de un prim-ministru, tandem președinte-prim-ministru, programul de guvernare cu miniștri, mai ales că temele economice contează foarte mult pentru cetățeni. Europa este într-o criză și, evident, România nu poate evita criza. De aceea trebuie să muncim împreună pentru creșterea economică, să absorbim așa cum trebuie fonduri europene, care sunt șansa României. Și această competiție pentru funcția de președinte va fi legată și de competiția pentru majoritatea în Parlamentul Național. Da, domnule Falcă, de ce facem alegeri pe 1 decembrie? Domnule Falcă, de ce ați spus alegerile pentru decembrie? Vi se pare în regulă? Pentru că așa cred că au reușit să îndeplinească pașii necesari pentru a finaliza corect alegerile parlamentare. Până la urmă, nu este o săptămână cu punte, cum era de obicei. 30 sâmbătă, 1 este duminică. Nu, dar vi se pare potrivit să avem alegerile astea pentru 1 decembrie, așa, de ziua națională? Până la urmă, ziua națională putem să o sărbătorim și prin votul pe care îl dăm pentru viitorul nostru, pentru viitorul unui parlament național corect, fără prea mulți extremiști, cu o majoritate care poate să ducă mai departe marile proiecte. Da, domnule Bodog, aceeași întrebare și apoi merg și la ceilalți invitați. De ce a spus alegeri de ziua națională? Că a spus la un moment dat că nu. Cred că asta este o decizie luată în coaliție și cred că s-a avut în calcul respectarea unor termene care curg, respectarea perioadei de precampanie. S-a făcut foarte mult apel în perioada anterioară, în săptămânile anterioare au fost foarte multe discuții din partea tuturor forțelor politice. Există timp pentru dezbatere. Ăsta cred că a fost motivul pentru care s-a ales aceste date pentru ca și calendar pentru alegeri. Da, Silvia Denică, din opoziție, cum se vede?
Este regretabil că ziua națională este folosită în scopuri electorale. Aceste decizii luate în ultimul moment arată încă o dată că PSD și PNL au prioritizat calendarul alegerilor în funcție de interesele politice, în loc să țină cont de interesul public, pentru că e clar că acest calendar propus avantajează partidele mari în detrimentul formațiunilor care nu vor avea un candidat în turul 2. Și această decizie a fost luată pentru a mobiliza electoratul partidelor aflate la guvernare în detrimentul unei competiții electorale corecte. Deci voi sunteți mulțumiți de modul în care arată acest calendar? Păi, e clar că ei vor, PNR și PSD vor fi avantajați de această prioritizare și faptul că folosim ziua națională pentru a, în scop electoral, nu este o soluție. Nu va face, deci mă tem că această strategie electorală nu va duce decât la o polarizare și mai mare a societății. Și să nu uităm de faptul că vom avea 3 săptămâni consecutive de vot. Deci această tactică care va obosi, va favoriza în continuare partidele mari. Da, Adi Negrescu, cetățeanul cum vede această treabă? Până acum a costat, dragă, să facem alegeri și trebuia să le comasăm. Dacă puteam, le făceam pe toate împreună. E, acum ce să vezi, putem să le facem așa câte una odată la 5 ani. E în regulă, putem să le desprindem, putem să plătim. Nu mai contează acum dacă ne avantajează pe noi partidele de la putere. Trebuie să le despărțim cât mai mult. Dar la parlamentare trebuie lipite. Te rog. Măcar dacă vor aduce o calitate mai bună a hârtiei, ca să nu se mai impregneze ștampile de vârstă mai multe foi. Știi? Da, măcar hârtie igienică. Da, da, da. Măcar din această perspectivă, din perspectiva costurilor, într-adevăr, e un semn mare semn de întrebare, pentru că am văzut pe politicieni cum se băteau cu pumnul în piept că, uite, noi facem economie la buget și că ăsta e motivul pentru care comasăm alegerile. Acum văd că nu mai e de acest discurs. Ei, vor avea totuși o problemă, pentru că dacă fac alegerile noiembrie-decembrie, ei, atunci va fi o problemă cu pensiile, pentru că, da, de la 1 septembrie vor crește pensiile, se vor indexa, dar vor fi foarte mulți oameni care vor fi dezamăgiți de ceea ce, de rezultatul acestei recalculări de la 1 septembrie, motiv pentru care s-ar putea ca la vot lucrul ăsta să se întâmple. Mai mult decât atât, situația economică va fi de așa natură încât va fi nevoie de o rectificare bugetară undeva în toamnă și asta va presupune, din punctul meu de vedere, niște tăieri semnificative, mai ales de la investiții, de la cheltuieli, pentru că va trebui într-un fel sau altul să ne încadrăm într-o limită bugetară negociată cu Comisia Europeană. Ei, din această perspectivă s-ar putea de asemenea să fie o problemă din punct de vedere electoral pentru partidele aflate la putere. Deci nu știu exact, mai cu seamă că să nu uităm din toamnă vin și încep să vină în noiembrie-decembrie facturile la utilități, care cu siguranță vor fi mai mari la încălzire, la apă caldă, la curent electric. Ei, o altă problemă pe care probabil ei nu au luat-o în calcul atunci când au mers pe acest calendar. Da, domnule Bodogă, ar mai fi o chestiune legată de guvernare, de coaliție, pentru că domnul Ciucă astăzi spune că va fi guvernare comună și în anul 2025, dar am văzut foarte multe discuții în ultima perioadă despre ruperea coaliției, neînțelegeri, inclusiv pe aceste date ale alegerilor. Mă, e oare adevăr, să zicem absolut, pentru că dacă ne uităm și pe sondajele de opinie și pe opțiunile electoratului în general, vom vedea că nu există niciun partid care să aibă majoritate și să aibă o majoritate confortabilă să formeze guvernul și să obțină votul acestuia în Parlament. Deci, cu siguranță, după asta vor exista alianțe și, mă rog, cea mai probabilă pare să fie totuși această alianță între PSD și PNL, cu plusurile și cu minusurile pe care le aduce, mai ales în a împăca, să zicem, orgoliile unor anumiți lideri. Pentru că, probabil că ați văzut, sunt unii lideri care au ieșit destul de vehement în ultima perioadă, unul împotriva celuilalt. Sunt alții care au avut un ton mai ponderat. L-ați auzit și pe domnul Falcă, că a spus că și săptămâna trecută domnia sa a afirmat că sigur se va găsi o soluție în coaliție. Deci cred că marea majoritate a celor care decid și care au un cuvânt de spus în cele două partide
Știu și cunosc faptul că există un viitor al acestei coaliții și nu pentru a satisface anumite orgolii sau pentru a satisface anumite cerințe, ci pentru a păstra o anumită stabilitate în ceea ce privește evoluția României. Cu stabilitatea asta, că nu mai vă rog, eu înțelegeți că românii nu mai suportă lucrurile astea, nu mai suportă românii cuvintele astea. Spuneți-mi, vă rog frumos, care ar fi alt motiv pentru care cele două partide s-ar putea alia? Că vă place să stați împreună la guvernare, că vă place guvernarea la toți. Nu, asta e simplu, nu e simplu. Toate partidele vor la guvernare. Acum, de ce ați plecat dumneavoastră să-i lăsați pe liberal, dar aveți mai multe procente? Vă doriți la guvernare un partid ca Aurul, de exemplu? Spuneți. Nu, domnul Bodoc, dar vedeți că i-ați hrănit. Vedeți că domnul Ciolacu a fost la pupături cu doamna Șoșoacă. Eu nu m-aș fi așteptat că domnul Ciolacu, atâta timp cât ne-a zăpăcit cu extremiștii ăștia, eu chiar am crezut că PSD-ul, mai mult decât PNL-ul, culmea, chiar am crezut domnul asta Ciolacu, și am spus-o de multe ori. Sunteți mai împotriva extremiștilor. Haideți, domnule. Domnul Ciolacu este un comport în societate, un bărbat manierat, scurt. Da, domne, păi să-i invite la el acasă atunci, să facă o recepție la PSD în Chiselef. Nu trebuie să o ducă în guvernul României. Nu vorbește nimeni cu ea, s-a găsit Ciolacu să stea de vorbă cu ea și domnia, tot mai are doi parlamentari. Vedeți că unul a devalizat o pagiște cu oile. A vorbit cu toate partidele, nu a doar vorbit, cu partidele. Domne, cu toate partidele, haideți. A vorbit bine, cu toate domnul partidele. Falcă, acum mai zice și ne-a stabilitate. Acum, dumneavoastră spuneți lucruri pe care știe toată lumea și le spuneți altfel decât cum le știe toată lumea. Păi, doamna Șoșoacă, nu era, domne, pericolul public pentru care ați comasat alegerile Iași cu Simion? Erau sau nu erau ăștia doi problema? Păi eu nu discut acum despre pericolul public, ci vorbim despre faptul că au fost convocate la Palatul Victoria, au fost convocate toate partidele, președinții tuturor partidelor pentru a discuta despre alegeri. Despre asta e vorba acum. Da, ați bifat democrația cu Șoșoacă și cu Simion, în baza, nu știu, a ce, că premierul nu se face nicio consultare, nu există nicăieri. Până una alta, ascultați-mă, până una alta Șoșoacă este europarlamentar, iar Simion este președintele AUR. Da, eu vorbesc de Șoșoacă. Ce vorbim? Da, sigur, așa, dar pe Nicu Ștefănuță de ce nu l-a schemat, domne, că și el e europarlamentar și chiar că unul singur a luat 3%. Uite Nicu Ștefănuță, uite. Păi, e tot de stânga, ca și dumneavoastră. Nu este niciunui partid. Este un candidat independent. Bine. Domnul Falcă, dumneavoastră cum vedeți mai departe idila asta în coaliție? Că până acum 3 zile țipau niște colegi că trebuie să rupeți guvernarea asta, că nu se mai poate cu ce face PSD-ul. Acum înțeleg că vreți și la anul. Eu cred că votul cetățenilor o să ne dea posibilitatea să creionăm coaliții, pentru că în România s-a condus prin coaliții. Dacă vă spun ce doresc eu, mi-aș dori să văd o coaliție PNL, USR, UDMR, să reușim să implementăm mai rapide reforme în România, pentru că în ultimii 2 ani n-am avut un ritm al implementării Programului Național de Redresare și Reziliență așa cum trebuie. Deficitele sunt încă mari. Inflația încă în România este destul de mare și afectează puterea de cumpărare a României. Și eu cred că cetățenii o să ne dea posibilitatea să creionăm și astfel de majorități decât cea cu PSD. Dar acest lucru se va întâmpla în urma prezentării programelor de guvernare, în urma prezentării oamenilor care vor să discute despre o guvernare. Contează foarte mult să vedem calitatea unui viitor prim-ministru. Cum ar arăta în Partidul Național Liberal o propunere de prim-ministru cu domnul Bolojan, cu o echipă de miniștri care știu ce înseamnă reforme în administrația locală și centrală, cu oameni care au credibilitate în acest moment în România și cu asumarea unui program de guvernare a ceea ce înseamnă etape de reformă, atât PNRR, plus modernizarea administrației românești. Da, Silvia Dinică, există aceste discuții cu PNL-ul pentru că se discută foarte mult doamna Lasconi, care n-a stabilit încă ce face cu Abții Bildola de pe buletin, dacă a votat sau nu la referendum. Doamna Lasconi zicea că e deschisă discuțiilor cu domnul Ciucă și domnul Ciucă manierat și el, la fel ca domnul Ciolacu, doi domni manierați, da, a zis că vrea să discute. În acest moment vedem că PSD și PNL au colaborat pe stabilirea datei alegerilor și nu există niciun alt demers în altă direcție. Adică vedem că au o înțelegere aici și vedem că declarațiile sunt în zona în care își doresc un parteneriat împreună.
Evident că doamna Lasconi a spus în declarațiile publice că partidele care sunt în zona de dreapta, partidele liberale, sunt așteptate să se alăture unui proiect care să nu lase PSD-ul să acapareze toată puterea din statul român. Bun, haideți să ne uităm și în altă zonă, pentru că asta cu politica e o poveste. Mai sunt și alte probleme. De exemplu, intră niște pesticide chinezești interzise în Uniunea Europeană ilegal în România. Bine, acum am reușit să le și prindem, să le oprim la portul Constanța, însă e o afacere mai veche, e o travă practic în mâncare și până la urmă e și un soi de concurență neloială, Adi Negrescu, pentru mulți dintre producătorii români, pentru că unii au acces la aceste pesticide care sunt interzise, care sunt și toxice. Da, iar alții, mă rog, își fac treaba cum trebuie. Cum rezolvăm problema asta a produselor din China, mai ales pe zona asta de agricultură? Păi să spunem în primul rând că aceste pesticide ajută plantele să crească mai repede, să arate mai bine, să fie mai o cultură mult mai profitabilă pentru agricultori. Dar vin și cu efecte negative pentru sănătate, mai ales și de aceea au fost interzise în Uniunea Europeană. Ei, aici e o problemă legată de modul în care intră aceste pesticide în România prin portul Constanța, acolo unde în momentul de față funcționează doar un singur scanner de container de marfă. Bineînțeles că aceasta probabil e o singură floare, da? Care merge primăvară, e o singură captură. Rămâne de văzut dacă nu au fost mai multe. Sper că autoritățile să meargă pe firul anchetei și să vadă într-adevăr dacă există semnale privind și alte importuri de astfel de pesticide care vin și creează o concurență neloială între cei care respectă legea în domeniul agricol și cei care folosesc astfel de instalații. Cert este că pe relația cu China, în România intră tot felul de minuni, nu numai pesticide, ci tot felul de electronice, electrocasnice, haine și alte produse de uz comun care nu sunt conforme și le vedem pe toate în piețe, în magazine, peste tot unde, din prisma prețului foarte mic, sunt vândute foarte bine. Ei, din această perspectivă, tu care vrei să produci ceva sănătos, corect, conform legislației europene în România, ai o concurență neloială. Te omoară, practic, aceste importuri ieftine și de proastă calitate din China. Domnule Falcă, există vreo preocupare, sunteți europarlamentar, există vreo preocupare la nivelul Uniunii Europene cu privire la aceste pesticide care vin din afara Uniunii Europene? Acum vorbim de China, dar noi am văzut inclusiv produse agricole care vin din Turcia sau din alte state și nu sunt verificate și nu sunt supuse acelorași reglementări ca cele ale Uniunii Europene și respectiv ale României. În primul rând trebuie să spunem că în acest moment există o politică de protecție a ceea ce înseamnă calitatea pesticidelor realizate în Europa pentru agricultura europeană. De aceea, în momentul în care pătrund în europeană, rolul țărilor care primesc astfel de pesticide este să reacționeze și trebuie să apreciem faptul că în portul Constanța s-a reacționat corect. Mai mult de atât, după ce s-a întâmplat în ianuarie la nivel european cu mișcările de stradă a fermierilor, Uniunea Europeană a luat decizia de a investi mai mult în sprijinul fermierilor și aici trebuie să legăm și capacitatea României de a reuși să trecem din procedura de procesare, din producție spre procesare și desfacere, să menținem acest lanț al produselor până în magazinele naționale. Fermierii trebuie să primească un sprijin în următorii 5 ani, atât din partea Uniunii Europene, cât și din partea statului român. Și noi să fim oameni care să dăm șansa agriculturii românești prin cumpărarea produselor garantate național. Bun, domnule Bodog, vedeți, se uită agricultorii noștri, poate unii dintre ei chiar achiziționau cei mari astfel de pesticide, dar se uită și cei mici, care zic, domnule, dar uite, ăștia intră ilegal, vin pesticide, vin mărfuri care conțin aceste pesticide din afara Uniunii Europene și nimeni nu face nimic pentru a-i proteja și pe ei, dar așa ne proteja și pe noi sănătatea noastră, că am văzut ce era prin legume și prin fructe și câte boli putem avea din cauza consumului de diferite, inclusiv verdețuri, astea erau cele mai pline, am văzut. E adevărat, eu cred că vama, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor și toți cei care au atribuții de control trebuie să-și facă datoria. Adică trebuie să-și facă datoria nu numai din cauza că asta le este atribuția, ci
trebuie să-și facă datoria pentru a-i proteja pe români și pentru a-și proteja și familiile lor, pentru că în momentul în care intră astfel de produse pe piață și ele sunt folosite, suntem cu toți în pericol. Nu doar eu sau dumneavoastră sau ascultătorii sau telespectatorii dumneavoastră, ci sunt în pericol și familiile celor care au atribuții de control. Deci cred că trebuie să avem fiecare responsabilitate la locul de muncă și cred că toleranța pentru situații în care se închid ochii la astfel de comportamente trebuie să fie zero. Da, Silvia Dinică, te rog. Da, vedem că agricultura este asaltată de aceste pesticide ilegale și cred că, în primul rând, haideți să rezolvăm situația din portul Constanța. Nu e posibil să avem un singur scanner și acela să meargă din două în două zile. Adică e un mare pericol ceea ce se întâmplă acolo. Gândiți-vă că poate agricultorii nici nu știu ce cumpără. Poate că odată aduse în țară aceste pesticide ilegale au tot felul de etichete și oamenii cumpără fără să știe ce cumpără. Și atunci e clar că cei care analizează situația de acolo, cei care trebuie să ne apere de intrarea ilegală a acestor produse, fie că sunt ele pesticide, fie că sunt ele alt tip de produse, ar trebui să-și facă treaba. Acolo e un punct critic, după părerea mea, și ulterior, bineînțeles, odată ce sunt pesticide și substanțe administrate în agricultură, instituția de control trebuie să-și facă treaba, pentru că oamenii știu că erau povești de genul ăsta în care ziceau, păi eu pun în sera, asta e sera pentru vânzare și asta e sera pentru familia mea. Ori nu trebuie să mai ajungem la situații de genul acesta în care, pentru că după aceea vedem o incidență crescută a tuturor tipurilor de boli, boli care duc până la urmă la decese și nu vom mai avea ce să facem ulterior. Da, e puțină preocupare totuși în zona asta, țipă vieții agricultori și de câte ori am avut ocazia am discutat aici la Politica Zilei. Mulțumesc mult, domnule Falcă, mulțumesc mult, domnule Bodog. Mergem cu un subiect economic acum. Adi Negrescu, profit de prezența ta în emisiune, pentru că vreau să vorbim despre un avertisment care vine de la un economist american. Începusem și ieri această discuție și cu alți economiști. Bursa americană s-ar putea prăbuși în 2025 și putem discuta despre o criză mai mare chiar decât cea din 2008. Și mai spune acest economist că există posibilitatea spargerii bulei tuturor bulelor, așa cum este văzut ce se întâmplă la nivelul Americii. E fezabil acest scenariu pentru anul 2025, Adi? Mai vorbea și celebrul Dr. Doom, domnul Rubini, despre o astfel de criză majoră care ar putea afecta economia mondială, pentru că dacă se întâmplă în America, se va întâmpla în întreaga lume această criză majoră și care ar putea fi determinată, din păcate, de tot ce s-a întâmplat în pandemie. Atunci când, să nu uităm, au fost tipărite trilioane și trilioane de dolari și euro, oamenii au primit bani cu toptanul. În America s-au plătit câte 6-7.000 de dolari oamenilor. Fiecare a primit acești bani pentru a sta acasă. Banii ăștia s-au dus în burse, au umflat cotațiile acțiunilor. Bursele americane au ajuns la un nivel fără precedent și sunt umflate. Se spune că cotațiile multora dintre acțiuni sunt umflate cu cel puțin 40, dacă nu chiar 50%. La un moment dat vine și nota de plată. Întotdeauna există pe burse o perioadă de creștere și o perioadă de descreștere. Ei, această perioadă de descreștere pe care noi anticipam că urma să se întâmple după pandemie, iată că tot s-a amânat din considerente electorale, pentru că e calendar electoral și în Statele Unite, da? Ei, după alegerile din Statele Unite, probabil anul viitor, vom vedea niște corecții și la ei, cum se vor întâmpla și la noi. Și la ei vor fi luate niște măsuri mai dure, menite să repună economia pe linia de plutire, cu toate că au evoluat mai bine decât noi. Iar acest lucru se va vedea pe burse. Bursele sunt cel mai fidel indicator al situației și situației economice din Statele Unite. Nu știu dacă vom ajunge la o criză majoră, la o astfel de bulă a tuturor bulelor care se spargă, dar mai e o altă problemă care într-adevăr trebuie scoasă în evidență. Faptul că statele în toată această perioadă s-au supra-îndatorat, inclusiv România a ajuns la un nivel de datorie fără precedent în istoria ei. Ei, toate datoriile astea la un moment dat se plătesc într-un fel sau altul. Vom fi o criză printr-o interes al statului în a prăbuși piețele și a șterge practic datoriile din tot felul de mecanisme economice în care cu toții de fapt avem de plătit mai puțin statele. Ei, deci da. Trebuie să fim foarte atenți la ce urmează. Mulțumesc foarte mult, Adi Negrescu, pentru participare. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem să vorbim despre dezastrul de la evaluarea națională, pentru că e dezastru în mediul rural, mai ales o singură notă de 10 în tot ruralul românesc.
ce mai mult decât atât, vorbim despre 4 din 10 elevi din mediul rural care nu au reușit să ia peste nota 5. Ne întoarcem. Patru din 10 copii din mediul rural nu au obținut notă de trecere la evaluarea națională. La Vaslui avem o problemă foarte mare, 40% da, dintre elevi este județul cu cea mai mică rată da, de promovare a examenului. Un singur 10 la nivelul mediului rural din toată România la evaluarea națională. În continuare alături de noi Silvia Dinică este... Senatorul Sereda este și membru în Comisia de Educație. Silvia, ce spun aceste date despre starea educației? Mai cu seamă că, în total, am pierdut pe drum 110.000 elevi. 70.000 sunt cei care n-au mai ajuns să termine clasa 12-a și să vină la BAC și 40.000 sunt cei care n-au mai ajuns la evaluarea națională sau să termine clasa 8-a. Este unul dintre cele mai mari procente din ultimii ani. Este un semnal de alarmă. Este cel mai mare procent din ultimii ani pentru elevii de bacalaureat. Deci, dintre cei care au început școala acum 12 ani, 30% n-au mai ajuns să dea bacalaureatul. Asta înseamnă 6% în plus față de anul anterior. Este o creștere absolut înspăimântătoare. La fel, 16.000 de copii dintre cei care ar fi putut să dea evaluarea națională n-au mai dat evaluarea națională. Și ceea ce cred că nu face ministerul este în primul rând să știe unde are cele mai grave probleme și care sunt factorii care duc la acele probleme. Deci ei se laudă că au dat finanțare, că există fonduri din PNRR și că lucrurile astea o să se vadă în viitor, pentru că am ascultat declarația doamnei ministru. Ceea ce m-a deranjat la declarația doamnei ministru este că a încercat să cosmetizeze aceste rezultate. Deci s-a uitat și a zis, suntem mai bine decât la simularea evaluării naționale. Uite ce bine stăm! Păi cine i-a făcut aceste declarații a greșit profund, pentru că mi-aș fi dorit ca ministerul să iasă în fața cetățenilor, în fața elevilor, în fața tinerilor care își doresc o carieră și un loc de muncă plătit bine și să spună, avem foarte multe probleme, nu avem grijă de voi, nu știți unde să vă duceți și ce să faceți ca să aveți un drum în viață și noi ne propunem să schimbăm lucrurile astea și să facem mai bine. Asta mi-aș fi dorit să aud. Există această finanțare, însă eu nu sunt sigură că va produce efecte și spun și de ce. Pentru că în rapoartele ministerului, cifrele astea sunt așa otova. E ca o planșă pe care cineva a pus culori diferite și mai deschise și mai închise și după aceea a luat o pensulă și le-a amestecat pe toate și a ieșit totul gri. Rapoartele astea nu sunt alarme pentru zonele astea cu probleme și Vasluiul, așa cum ai spus, este una dintre ele. Da, uite, stai un pic, Silvia, vezi, îți dau imediat voie. E vorba de județe foarte sărace, unde și notele sunt foarte mici și foarte puțini cei care reușesc să treacă aceste examene. Deci sărăcia are o legătură directă cu abandonul, cu notele foarte mici. Sărăcia clar are o legătură, dar asta înseamnă să-i ținem pe copii mai mult la școală și să le dăm o masă caldă. Asta înseamnă bani pentru masă caldă și asta înseamnă bani pentru profesori, pentru că m-am uitat pe site-ul Inspectoratului Vaslui și am văzut că acolo au și foarte mulți profesori suplinitori, au și mulți profesori necalificați. Este imposibil să-i ajuți pe acești copii în școală dacă nu le dai o resursă umană care să se priceapă, dacă cei pricepuți fug sau dacă ții și niște locuri blocate, că știi foarte bine că este și problema asta a multor locuri blocate care sunt date doar pentru suplinitori de la un an la altul, în condițiile în care și oamenii își doresc să aibă o anumită predictibilitate și atunci descurajez oamenii buni să rămână în învățământ și cine va ajunge acolo? Oamenii cărora nu le pasă în mod deosebit de copii. Și da, cifrele sunt foarte înspăimântătoare și n-ar trebui să tratăm cu indiferență asta sau să ne gândim că este o cheltuială care nu trebuie făcută. Pentru copiii ăștia, da, trebuie alocate fonduri. Da, sărăcia, trebuie luptat cu sărăcia și trebuie monitorizat aceste alocare de fonduri astfel încât să fim siguri că ajunge la... Silvia, pe cifrele astea, că nu sunt cifre, sunt destine, sunt niște vieți, sunt niște copii. Aceste 110 copii care nu au mai ajuns fie să termine clasa 12-a sau a 8-a,
sau să ajungă la BAC sau la evaluare, că depinde și astea sunt diferite. Unii nu s-au înscris deși terminaseră școala, alții, în fine, nu au terminat nici măcar școala. Se spune oficial, dacă vorbești cu ăștia din minister, zic, domne, unii dintre ei știți că au plecat foarte mulți în diaspora cu părinții. Păi stai un pic și tu pe aia nu-i urmărești, sunt înscriși acolo, că eu am impresia că, eu nu zic, din 110.000 ori fi 10.000 care îți plecați în diaspora. Dar tu ai o problemă reală cu sistemul tău de educație, cu abandonul școlar. O salut și pe profesoara Mihaela Popa, mi-aș fi dorit să vorbim mai mult. Scurt, Silvia, și apoi vorbim cu Mihaela Popa. Este o problemă reală cu abandonul școlar. Aș spune un singur lucru. Gândiți-vă, există studii care arată că victimele traficului de copii, deci victimele, da, sunt fete din mediul rural, 14-15 ani, și este direct corelat cu abandonul, corect, școlar. Mihaela, adică, Popa, practic, noi le oferim traficanți. Mai vorbim și ora viitoare, Silvia, cu tine. Mihaela Popa, mulțumesc mult că ești aici. Nu am foarte mult timp, dar e dezastru total cu aceste rezultate, cel puțin cu mediul rural. Vedem, 4 din 10 elevi au reușit să ia peste 5. Ce se întâmplă? Statistica, aș putea să spun că este incompletă. La acești 4 din 5 elevi ar trebui să mai adunăm și pe cei care, 16.000 de elevi care s-au înscris în clasa 8-a și au dispărut până la sfârșitul clasei 8-a. Deci, din punctul meu de vedere, Ministerul Educației trebuie să fie mult mai deschis în comunicare. În acea zi, toate inspectoratele școlare ar fi trebuit să iasă în conferință de presă ca noi, populația și decidenții, să aflăm, iar decidenții să explice unde au dispărut 16.000 de copii în clasa 8-a. Deci ei au început clasa 8-a și nu au finalizat. Nu și cred pe că generație sunt 40.000. Așa este, dar atenție ce spun despre clasa 8-a. Da. Au fost la începutul clasei 8-a, la final nu au mai apărut. Au fost doar virtual trecuți acești copii ca să existe norme, ca să existe și alte lucruri finanțare. Deci inspectoratele școlare ar fi trebuit să iasă în aceeași zi în conferință de presă și să spună, noi avem 3.000 de copii care au început clasa 8-a, dar n-au mai terminat, de exemplu, în un județ, 1.000 sunt corijenți, 2.000, ce se întâmplă cu ei? Deci este, acesta doar e un punct din tot dezastru care se întâmplă. Și bacaloriatul și evaluarea națională sunt exact la fel ca în ultimii 24 de ani. Avem o lege nouă care nu a schimbat nimic. Nu schimbă nimic, exact, absolut. Exact. Mulțumesc! Mihaela Popa, profesor, fost secretar de stat în Ministerul Educației, a fost alături de noi. Cu Silvia ne mai vedem și ora următoare. Ne întoarcem de la fix. O să discutăm și despre recalcularea pensiilor. A dat Casa Națională un comunicat să ne convingă. Vezi, doamne, nu o să scadă, domne, pensiile. Ei, nu. Hai, vedem de la fix.